You're listening to Romania's only hip-hop, trap, and new music station. Virgin Radio. Bună dimineața! Banii sau valiza începe în acest moment la Virgin Radio. A început de ceva timp, dar avem mari emoții și noi. Avem. Hai de capul meu! L-avem la telefon pe Bogdan din București. Bună dimineața, Bogdan! Bună dimineața, la fel ca și voi am și eu foarte mari emoții. Hai, Bogdan, fii atent! Măi. Pentru că oricum simțim gustul vacanței, îți ofer virtual o înghețată din partea gelatelii și Lidl, da? Și bon gelat. Da. Avem aici un frigider. Eu zic că am mâncat una deja. Mi-au zis să luăm și când facem asta pe video, dar eu am spus că nu am o problemă, eu o să mănânc și înainte de video, pentru că eu stau lângă Lidl oricum și pot să umplu. Așa e concursul și oricum eu sunt mai aproape, frate. Deci de mâine noi facem unul cu unul. Adică într-o zi mănâncă Andrei mai mult, în altă zi mănânc eu mai mult, ca să nu bată la ochi. Gândește-te că avem un frigider aici, eu stau lângă Lidl. Mi-e foarte ușor să mă duc și să pun din nou un frigider. Dar n-ai cum să-mi lași un frigider de înghețată în studio. Și nu știi cum e? Nu poți să faci treaba asta doar pe video. O faci tot timpul. Eu zic, Andrei, că au vrut să se joace un pic cu noi, că știau că dacă ne spun că n-avem voie, noi o să mâncăm mai mult, nu, știi? Nu, că ne-au zis că avem voie când filmăm și nimeni nu face asta. Zic că îi cunosc și pe oamenii de la Lidl și le-am golit frigiderele an la rând pe la mare și peste tot. Așa că întotdeauna e rost de înghețată. Zine un pic, Bogdan. Zine care despre tine. Starea ta acum? Care este starea mea? Un tremur. Oh, Doamne. Mângâi câinele. Oh. Dacă a avut zis pe fundal un câine care mai caută conversații, e din cauza că am amânat ieșirea cu el afară, special ca să intru în direct. Doamne. Uite că a fost cu noroc. Știu niște tipe care s-ar bucura să fie locul câinele. Și prietena mea ar fi foarte bucurat să fie acasă de mine ca să decidem împreună, deci... Asta că o simt tu după, o sunt după și povestești ce ai făcut. Fii atent. În momentul ăsta. Trecem la lucrurile serioase. Trecem. Banii sau valiza. Ia stai să schimb aici o funda. Că nu vreau ceva mai action. Da, Veronica, în momentul ăsta se duce, ia microfonul de rezervă, ușor, mai departe. Așa. Creează foarte multe ecou, așa că mai bine, da. Veronica are în față 50 de valize, mă rog, 49. Bun. Numărul 11 a fost ales deja ieri. Vreau să te gândești bine. Să te gândești foarte bine și să ne alegi o valiză. Să ne zici ce valiză îți face cu ochiul. Avem de la 1 la 50 fără 11. Încă nu am reușit ca să intru pe Facebook, aveam de gând între timp, dar oricum ar fi numărul 3. E ziua mea de naștere, deci hai să vedem. Eu sunt pe 4. Dacă vrei îți cedezi eu ziua. Nu? E ok. Hai mă. Doar dacă știi ce se află în 4. Băi, noi nu știm ce se află în valize, dar eu țin la 4 mult. Mie, numărul meu norocos este 3 sau 33, deci eu zic 33. Că nu vrei să schimbi valiza, sigur? Putem să facem și asta. Sigur. Hai mă, să ne jucăm puțin. Ești sigur nu de e cazul că așa putem să ne jucăm de cât mai era de 49 de ori? Da. Hai, Veronica, adu valiza, omul a dat argumentul ăla. Bun, finally, e foarte mare eco cu microfonul ăsta. Hai să vedem. Ce avem noi pentru tine? În momentul ăsta mă gândesc. Așa. Vrei valiza sau vrei să-ți facem și o ofertă? Face și o ofertă să vedem care e mai bună. Te-ai prins. Bine, fii atent aici. Te surprindem astăzi. Prima ofertă. Dacă tot ieri am dat este 100 de euro. 150 de euro. Hai să înțeleg, sunt mai multe oferte, gen prețul poate să crească? Stai puțin așa, nu pot doar să zic că îți fac o ofertă. Acum tu poți să-ți iei valiza dacă vrei. Treaba ta, ia valiza. Noi îți dăm 150 de euro acum. Ia valiza. Ia valiza și eu dau acum o piesă. Sunt foarte curios exact ce se află în valiză. El s-a câștigat din gama Apple, sunt fan Apple. Da. Astăzi Tim chiar Cook. Aș vrea ca să văd ceea ce e în valiză. Păi bine, îți dăm valiză. Atunci și renunți la 150 de euro. Bine, iartă-mă, 170, așa zicea Veronica și n-am auzit eu, iartă-mă. 170. Mai urci? Întotdeauna. Da. Dacă mai urci încă o dată, dacă nu, rămâne încă o dată, valiză. Adică, să zicem, 250 de euro? Oh! A? Cum sună 250 de euro? Ma. Sună mai bine. Sună mai bine, nu? Arunci valiza. Da. Mă gândeam sincer la 300, dar... Să nu exagerăm. Stai un pic, dragă, că nu e... Negocierea se întâmplă invers, înțelegi? 250, zi, dă-i valiza sau... Haide. Hotărește-te. Dar nu-mi da răspunsul final, hotărește-te.
câteva secunde. Valiza, ce crezi valiza, tu cu valiză, Veronica? Asta, noi avem doar o hârtie pe care scrie ceva, dar te rog, eu fac cu valiza așa să ne imaginăm că e ceva în valiză. E ceva ta. E grea sau ușoară? Păi e o hârtie. E cu noi doi, păi aia, e foarte grea valiza. E o hârtie, deci practic ar trebui să fie un voucher. Nu, e o hârtie, în fiecare valiză există aceeași hârtie care are un text pe ea, pentru a nu ne da seama care este premiul din valiză, îți dai seama. Pentru că sunt unele le-au premii gândit atât de mari încât n-au cum să încapă în valiză. Da. Hint. Deci toate au o hârtiuță pe care scrie și totuși, hai să fac altfel. Mă tot chinui de câteva concursuri în face și implicit cu concursul de pe web să mă înscriu toate cele, nu am avut norocul. Dacă tot am avut norocul, hai ca să simt acest norocul până la capăt. Valiza, în continuare. 300 de euro. Valiza. 350 de euro. Valiza. 400 de euro. Haide, Bogdan. Hai că încep să nu-mi placă jocul. Și n-au, crede-ne. Bogdane, ce face câinele? Îl mai mângâi? Se joacă cu mine cu o jucărie. Tu te joci cu noi. Stânga-dreapta. Da, adevărat. Zine, mai degrabă voi cu mine. Nu. Să știi că ne place. Valiza. Dacă oferta urcă în continuare, înseamnă că e posibil să fie ceva important în valiză, să vedem ce e. 400 de euro. Noi 400 de euro am spus. 400 de euro este... E ultima ofertă. Ultima ofertă. Gândește-te 400 bine. De euro versus valiza în care nu știi ce este, cu și numărul 3. Nu știm. E cu numărul 3. E sigilat aici, n-are vineri voi 13. Nimeni să le deschidă. Vineri 13 avem. Gândește-te, ce înseamnă numărul 3? Este un număr pe care îl foloseau iluminatii, cumva? Este... E norocos, e un număr norocos. E unul dintre golden numbers. E un număr norocos pentru mine, dar deja nu știu ce să zic. Parcă sună și 400 norocos pentru tine, nu? Păi exact, pentru că nu știu exact ce se află acolo. Și cu 400 de euro, Apple Watch-ul de ieri puteam să-l iau. Probabil mai rămâne așa altceva. Ce meseria ai, Bogdan, că suni așa analist? Aș fi dorit eu, dar sunt pe mai multe părți. Bun. Combinator, a? Da, niște. Noi, fii atent, noi pe bișniță îți oferim 400 de euro sau cutia asta și noi vrem să aflăm ce se află în ea. Oricum aflăm. Fie că e a ta, deci, fie că nu e a ta. Hai! Răspunsul tău final astăzi la Virgin Radio Breakfast este... 400 de euro. Ce? 400 de euro. Ai ales banii? Nu pot să cred că la banii. Am ales banii. Nu știu ce e înăuntru. Mi-e teamă să nu fie ceva sub valoare sau ceva care să... Ai stat cu valiza până la final și ales... Băi, toată lumea și ieri la fel s-a întâmplat. E greu, mă. Ultima 100 de metri. E greu când ridicați vreo 150 la 400 într-un interval scurt. Wow. Păi da, te-ai gândit că poate avem un motiv? Noi nu știm ce se află în valiză. Din cauza asta am și zis. E foarte riscant. Bun. Wow. Așa că haideți să vedem. A fost o decizie bună sau nu a fost o decizie bună? Bun, deci răspunsul tău final este banii sau valiza? 400. Zici 400 de euro. Sper să nu-mi pare rău, zici că poate se răzgândește. Păi numai, odată ce e răspunsul final. Bun. Veronica, deschide valiza. Hai de capul meu. Băi, n-avem oameni, mă, să jucăm cu ei ăsta, să aleagă valiza, ce să-i faci? Doamne, haide. Hai. 3, 2, 1. Și în valiza. Stai. Ce facem, mă? S-a lipit hârtia de... Hai că nu mai pot! Suntem live! Set de două periuțe electrice, adulți Oral B Vitality, bine! E perfect, mersi frumos! Ai luat bine banii, măi! Bravo, ce-ai simțit-o pe din asta! Din start, cam deja periuță electrică, tot de la Oral B, deci e foarte bine venit mai degrabă premiul în bani. Mersi frumos, încă o dată! Ce drăguț și promo! Bun. Wow. Promo gratuit, ori pe contact. Am transpirat, băi, nene, am transpirat. Wow, uite toată lumea. Bine, bine. L-ai răzbunat pe colegul de ieri, nu? Da. Wow. Mersi frumos de șansă. Noi mulțumim că te-ai distrat alături de noi. Wow, foarte mișto. Abia așteptăm să vedem și mâine ce avem în valiză. Până una alta, dragilor, simțiți gustul vacanței savurând înghețata de la Lidl. Noi iubim gelatele și Bon Gelati, înghețata la un super preț care te transportă imediat în modul de vacanță de vară, de mare. Noi de-abia așteptăm să ne luăm o înghețată, că trebuie să ne răcorim puțin, băi, băiatule. Ce ne-ai făcut astăzi? Ai luat jackpot-ul, cum se zice.
La Virgin Radio. Da, abia aștept acum să ies la o plimbare și să mă relaxez ceva mai mult. Încă stau încordat. Cu 400 de euro, acum gata. Mulțumim tare mult, să nu închizi. Să nu închizi. Da, da. Ah, ce tare. Hai de capul meu. Fix jackpot la Virgin Radio. Bună dimineața tuturor. Banii s-au valizat. Mâine din nou.